Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, va contesta decizia prin care a fost condamnat la 9 ani de închisoare la CEDO. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Tiberius Bărbăcioru, care a precizat că se lucrează deja la plângere. În primul rând, sper ca starea lui de spirit, dacă este nesatisfăcătoare, să se îmbunătățească. Oricum, eu, așa cum îl cunosc, este un om puternic. Trebuie să-și asume sentința în această perspectivă a executării, atâta vreme cât nu poate fi răsturnată în momentul următor. Noi apreciem că pe calea unei plângeri la CEDO putem să arătăm neajunsurile legale ale sentinței. Avocatul lui Radu Mazăre a fost prezent la penitenciarul Rahova, unde a încercat să-l viziteze pe fostul edil încarcerat aici. Nu a reușit însă, deoarece Radu Mazăre participa la alte activități prevăzute de regulamentul penitenciarului. Radu Mazăre a fost încarcerat la Rahova în 20 mai și se află în perioada de carantină. După trecerea acestei perioade, autoritățile urmează să decidă unde va executa cei 9 ani de închisoare.